Salutare, dragi tovarăși! Și bine ați dat click la un nou videoclip. Nu, nu sunt la fake taxi sau ceva. Astăzi avem smash surprise-ul așteptat, dar cu un invitat special și anume Gianina. De fapt, prefer să-mi zici Nicoleta. Ce vă aștepta să fie cea din Las Fierbinți? V-am cerut pe Instagram, aveți Instagram-ul probabil pe capul meu, pe lângă capul ei TikTok, Insta, oricum are mai mulți urmăritori ca mine, eu sunt pe interes aici. I-am trimis pe telefon, frumusețea mare, pe lângă faptul că avem și o fată care o să-și dea cu părerea despre majoritatea participanților care sunt băieți, ea nu știe câți ani aveți, deci... Primul participant, arată-l să-l văd și eu, să-l știu care l-a editat. Menționez că nu este nimic personal, ci pur și simplu... Cum se pornește bă ăsta? Închide, drag. Gata, așa? Bun. Title-a. Mai întâi, stai, ce înseamnă smash surprise? Că n-am mai făcut niciodată chestia asta. Fiindcă ești o doamnă, spui doar dacă ți se pare drăguț sau nu. Drăguț pentru ce? Adică dacă arată ok. Dacă ai merge cu el să iei pâine. Să iau pâine doar, da? Să iei pâine. Doar să iau pâine. Eu o să fac altfel la mine, la toți băieții o să fie E legal să faci asta? Nu știu. Ce zici, dai smash sau pes? Smash, pare să fie de treabă. Bă, tipul ascultă bazuca, îi dau bare. Pare să zică glume bune despre pâine, nu știu. Adică e un drum scurt, presupun, nu? Până la magazin sau? De ce? Nu. Ok. Ideea este că nu știu dacă el a trecut aici 10 din 10, recomand. Fiindcă dacă face chestia asta, ok, ești foarte tare, înseamnă că are foarte multă încredere în el. Dar în același timp... Nu știu, are un inel super inter... Bine, hai că nu judecăm hainele, nu suntem aici cu hainele. Ești ok? Da, mi-e clar, continuă. Pare să fie de treabă, aș fi neutru. Se poate să dau neutru? Adică... Dublește-o mai departe cum fac unii. Dublește-o mai departe. A, uite, avem și o fată. Ok, Descoperi despre fata asta, hai să văd. Cum vorbesc fetele despre ele? Mie mi se pare foarte simpatică, mie îmi place de ea. Eu să-i dau smash, clar, smash. Cred că putem să mergem să luăm numai pâine. Cred că ar fi genial să mergem să luăm și niște chestiuțe mai drăguțe de ale noastre de fete. Deci, tipa pare foarte faină, îmi place de ea. Deci pare foarte mișto și are foarte multă încredere în ea. Se vede după atitudine și după cum se... După fotografie, adică gen... Se simte că are încredere în ea și este foarte fotogenică. Deci, îmi place de ea. Smash. Clar, smash. Îi dau pesc, e minoră. De băiatul ăsta ce zici? Arată-l să știu și eu pe cine pun la editat. Așa. Poate se strică sunetul. Nu știu. Ok, m-am uit bine. Dublezi dau mai departe. Bă, eu îl cunosc, tipul e mișto, e artist, îi dau mare. Ok, artist în cu ce limbaj lucrează? Nu știu, dar știu că lucrează în Anglia. Ah, ok. E mai bine plătit decât am doi la un loc. Da, probabil. Nu prea mă părere, ideea e că îi văd doar jumătate din față. Are vreo 27 de ani. Și de ce îi văd doar jumătate din față și de ce? Trebuie să cumperi DLC-ul. Mă scuzați pe mine, nu-mi permit. Nu-mi permit eu asta. Ok. Următorul, ce zici de băiatul ăsta? Hai că eu pe ăsta îl cunosc. Îl cunoști? Nu personal, dar știu de ani buni. E o chestie care mi se pare foarte cool, este îmbrăcat tot în negru. Acum nu știu dacă era la un eveniment sau ceva, eu personal... Eu cred că făcea cosplay de Kim Possible. Wow. Și ești prieten cu el? Da. Cu prieten ca tine nu mai ai nevoie de dușmani. Ok, o să-i dau pes, pentru că are un stil foarte mișto de îmbrăcăminte. Deci mi se pare că, nu știu, pe bune, poate ar fi fost așa. De ce dai pes atunci? A, smash, iartă-mă, am greșit eu, scuzez, nu, o să dau smash. Dar pare genul care intră prin tavan să fure pâinea din magazin, că tot este un parcare la un centru comercial acum. Da. Vezi, nu degeaba am zis că e cu cosplay de Kim Possible. Da, nu că se, are, dacă așa se îmbracă el și că văd că husa de la telefon este tot neagră, deci m-am gândit și ochelarii tot cu ramă neagră, deci mă gândesc că are mai multe ținute îmbrăcăminte neagră. Majoritatea rochilor ne îmbrăcăm în negru. Mi se pare foarte cool, că și tot același lucru fac. Deci dacă te uiți în garderoba mea, 99% din haine negre. Negre. Și de ce ai pete albe? Ai, că s-am pus în niște nebuliuțe. Nu vezi că sunt gen cu morticia, parcă așa se numea, tipa aia. Nu se înțelege nimic de pe ele, dar te cred pe cuvânt. Pentru că nu înțelegi moda. Uite, e cu volănașe. Te vezi, are volănașe. Voiam să zic o replică de bețiv, dar mă potolesc. Mulțumesc mult, apreciez. De rockerul ăsta ce zici? Hai că avem și rockeri. În afară de mine. În afară de tine? E puțin clară poza.
E mai mare ca, decât mine, cam cu un an, deci are 24. Nu trebuie să ziceți eu vârsta. Am uitat. Tu îmi dai hinturi, pe de-aia trebuie să iau și cu premii, ca să-mi dai și premii. Bun, deci, da, smash. Îi dau pe că e gras. Ce zici de tipul ăsta? Un abonat vechi de-al meu, că eu știu abonații, pe ăștia câțiva care mai dau și mie like, sau și au membru, ăsta nu-i membru, au părerea despre el. Nu știu, eu adevărul e că da, mi se pare ok, dar pare că dacă m-aș duce la pâine, mi-ar lua și banii, mi-ar lua și pâine. Adică... E cam serios, cam prea serios, prea serios. Mi se pare că e prea serios. Pare genul care alege pâinea după sutive. Nu știu. Stau și-o mă. Da, next. Tu stai, eu n-apuc să zic. Hai spune, domnule. Deci, PS îi dai? Da, doar pentru că mă sperie. Sperie. Îi dau și-o tot PS, că ăla nu-i părul lui, în poze e filtru. E filtru. El are părul ras în părți. E sigur, măi? What the fuck? Păi e neclară poza, de-aia nu se vede filtrul. Oh my god, câte inele. Cineva este foarte pasionat, cineva, dar nu văd ce este pe tricou. E șaorma, ce e? Îi dau smash. Am văzut un element principal pentru mine, foarte important. Ce are, mă, pe tricou? Are altceva. Are Rammstein, este trupa mea preferată. Deci este trupa mea preferată și ador foarte mult, probabil. Deci știți așa numele. Îți place Rammstein? E printre cele mai comune răspunsuri la ce formații îți plac. Metallica ar fi fost cea mai comună, sau Alternosfera sau ceva de genul ăsta, dar Rammstein. Nickelback. Rammstein, deci ador foarte mult. Are logo. Și de ce îmi place foarte mult? Și mai e un motiv pentru care îmi place foarte mult Rammstein. Arbeit, dacă ai văzut vreodată cum arată Arbeit, are logo-ul la aproape asemănător cu ce Rammstein. Arbeit, nu știi ce e Arbeit? Nu. Arbeit este firma mea. Ah! Ok? Și eu am făcut logo-ul la acela, fiată, poveste de la logo-ul de la Arbeit. Eu l-am făcut când aveam... Ca să-i facem și reclamă la firma ei, că de ce nu? La 14 ani l-am făcut logo-ul ăla pe care l-am avut și eu nu ascultam Rammstein pe atunci. Și pur și simplu, prin primul an de facultate, a doilea an de facultate, avea un coleg de-al meu tricou cu Rammstein, dar eu nu am știut că există Rammstein. Și îl văd prin facultate, că se plimbă cu tricou și spun, bă, tu ai tricou cu Arbeit, cu firma mea? Și mă uitam la el și am, cum dai tricou cu firma mea? Că eu nu am eu tricou cu firma mea. Și apoi am stat și am dezbătut împreună și mi-a spus, ești cu capul, fată mea, ești Rammstein. Era Rammstein. Și atunci am descoperit cum este Rammstein, știi? Bă, a avut dreptate? Da. Deci revenind, deci mi-a surprins băiatul lui Rammstein. Da, smash, are gusturi foarte bune. Bă, e rocker de-al meu, îi dau mare. Am și abonate, după cum vezi. Da, am mai mult de două fete care se uită la mine, în afară de mama și gagica mea. Ok. E drăguță, mi-mi place. Îi dau smash. Îmi place foarte mult. Am și o pereche de ochelari asemănător cu a ei. Foarte simpatici. Are ochii foarte superbi. Adică, uite, sunt foarte unici. Nu știu, e verde sau albastru? E verde, nu? Sunt orbită, fipți. Ei, știu acum. Nu, mi-mi place de ea. Smash, clar. Smash este simpatică, deci ai o abonată foarte frumoasă. Fii mi-ar ce tine. Să te abonezi și la mine, că ești simpatică rău. Ei, ți-o las ție atunci, că m-a pus pe la 3 dimineața să intru pe ome, că avea chef să mă caute. Pentru asta îi dau pes. Băi, tu ai fete foarte mișto, băi. Bine, pe unele am de pe pagini de rockeri, de acolo. Și după aia le pun să se aboneze la mine când văd păstorii că-s videoclipper. Ți-ai puțin, și ce pagini de rockeri? Rocker România, Metalheads România și pune aia acolo poze cu rocker și de acolo mai strâng și eu fane. Serios? Da, mai schimb și eu algoritmul la mine să nu fie 99% bărbați. Wow, nu, că tipa asta e superbă. Bine că trece motociclistul ăsta, trebuie să închid ușa, iar simt. Are tatuaj? E tatuaj ăsta? Eu cred că e zgardă. Zgardă, colier. Gardă, este colier de rockerițe, cum spui tu. E foarte simpatică, îmi place de ea. Fetiță 2017, patunse se purtau alea la gât. Așa zic eu la zgardele alea. Erau ăla din 2017, dar erau stilinel. Ăstea au o structură mult mai mișto. De sârmă ghimpată? Da. No. Sau ți dracu, măi, că-s cuie sau gloanțe. Nu știu, dar arată fain. Ok, măcar nu e din ăla de 2017, măcar atât. Știi să macheze. Eu și acum mai chinui să văd cum se dă cu creionul de buze.
gen. Da, eu de-abia știu să scriu cu creionul. Da, apoi să-mi dau cu el pe buze. E foarte simpatic. Măcar de învățat să, la, pentru la teste să scriu pe suploape. Oh my god, foarte fain. Și, și cu rimele știe să dea foarte bine. Eu încă sunt varză. Da, are un stil foarte drăguț. Întrebarea mea este, tu acum l-auzi pe fiecare ca să se aboneze la tine, să-ți dea follow pe TikTok sau cum? Am dat și pes, dacă ai observat. Ai dat? A, bun. Am dat și pes, am dat și deci, ia zi despre abonata asta. Ce să zic despre ea? Smash sau pes? Smash, clar, e faină. Pes, că e minoră. Ți-l trimit să cumperi pâine cu el. Nu-l vrei? Nu, nu. Las că-l păstrez eu. Îl cheamă și Ovidiu, ca pe mine e de mult abonat, e și membru și moderator. Îl păstrez eu, lasă. Ok. E și major, e ce trebuie. E foarte simpatică psica, dar și tipa. Foarte amândouă simpatică. Dar e interesant. Ea are glume mai proaste decât ale mele. Pisica? O să-i dau smash. M-am văzut cu ea săptămâna trecută. Cu fata, nu cu pisica. Deci o să-i fur pisica... Deoarece pisica mea e la țară și e pisică neagră, așa că aici la București o să am o pisică albă. Pare să fie un om foarte bun. Adică asta din privirea lui pare să fie un om bun. Pare genul care îți dă tema să o copiezi dimineața. Da, poți să spui asta. Pare să fie de treabă. Mergem să cumpărăm o pâine. Îi las și lui. Îi dau și lui o pâine. A, da, stai așa să văd de la cine e poza. A, eu recunosc pe poza de profil care nu e cu fața lui. E abonat activ, îi dau mare f- și o să-l pun să aleagă. Scrie tu, omule, acum în comentarii pe cine alegi dintre noi doi. Pe Pleto sau pe Gianina care nu cea din la sfirbinți? Cu care te duci să-i pâine? Ok, el e foarte om. Adică, după ochi îți dai seama că este o persoană bună și după fotografie. Deci mie mi se pare o persoană foarte bună. La suflet, cel puțin, în interior, pare o persoană bună. Serios. Nu știu dacă face miștouri de oameni sau altceva, dar pare să fie el cel care ia apărarea oamenilor când se ia bully. Având în vedere că e abonat la mine, probabil e cu capul la fel ca mine. Arată-l pe cameră. Hai mă că ăsta-i genul meu de om. Știi răspunsul meu deja. Îl păstrez eu, lasă-l, păstrez eu. Nu-ți plac burtoșii, am înțeles. Las că merg eu cu el la bere. Păi prezintă-l pe cameră să se vadă. Îl vrei tu? Eu nu-l vreau. Nu? Nici măcar să-ți care sacoșele? Nu. Mă descurc, sunt o femeie în tine. Uite, avem și o emoloaică. La ea o să fie smash. Da, e ok. Eu îi dau mare pesc, am mai pus manele pe story park odată. Nu uit pentru treaba asta. O să-i dau smash pentru că pare să fie cineva care se mândrește cu studiile pe care le-a făcut. Deci pare să fie ok. E, nu vreau să zic ce mi-a trimis el pe Instagram. Pare să fie foarte serioasă. Pare să fie foarte serioasă. Păi, din fotografie pare să fie fotografie. Nu judeca o carte după copertă. Păi și noi de ce mai suntem aici? Hai că ți-o las ție. Pare să fie genul tău. Îl iau pe fraxul care mașină break și în cap sculele de pescuit. Ea este smash. Clar este smash. Este motociclistă. Wow. Respect pentru tine. Respect. Smash. Clar smash. Pesc care 16 ani sau 17. Și tocmai, respect pentru ea, pentru că la vârsta ei are permis de motocicletă. Nu, n-are, face poze după motocicletele altora mai mari. Pare să fie o femeie care știe ce vrea de la viață și pare să, dacă are ceva în minte, se duce și adică ia. Pare genul care își bate bărbatul când vine beat ca porcul acasă. Nu pare să fie genul ăla care să-și ia un porc acasă. Pare genul care îl împușcă direct pe mistreț în pădure, nu vezi ce armă are. A mea e, smash. Îi vreau mitraliera aia. Smash. Câte clipuri aș putea să filmez eu cu pușca aia. Un om îmbrăcat frumos. O să fie smash pentru mine. E de la mine, din Urziceu, rockerul meu. Acum el a rămas rockerul Urziceului, că eu am plecat de acolo. Seamănă o leacă cu Daryl Red, crezi? Nu știi pe Daryl Red. No. Am pus poză cu el pe ecran, așteaptă să editez clipul și o să afli cine-i Daryl Red. Tu ce zici? Dă-ți tu cu părerea. Tu ești invitata. Pare să poate să mă ajute să car mai multe bucăți de pâine, deci smash. Adică tu cumperi pâinea pe bucăți, o iei ca puzzle sau cum? Ca pe puzzle, exact. Păi da, există baghete, există pâine din aia cu secară. Secară singură acasă, da? Secară singură acasă, da. Franzela de 300 de grame nu vă mai place. Smash. Plac pletele lui. E minor? Sper că e vreo 17 ani, dar vezi că e luat. Pare să fie de treabă. Se pricepe la servere de Counter-Strike. L-am modat, l-a administrat, la chestii de genul. Am colaborat cu el în trecut, fără să știu că l-aveam pe Instagram și că el era admin pe unul dintre servere.
Băiat deștept, smash. Rockerul meu din Buzău e și major, e bun. Clar smash, eu vreau să-mi fac părul așa. Și eu vreau să-mi fac părul așa. Știi că alea sunt extensii? Da, știu. Am văzut la mai multe tipe. Este o tipă care cântă cu Apache. Apache este tot un fel de tip care pune muzică foarte bine din afară și avea părul exact la fel, cu negru și cu roșu. Genial. Mi-e plac. Ok. Smash, clar. E la mine în echipă. Fetele la mine în echipă. Nu-i corelei tu pe toate? Pe toate fetele la mine. Asta echipă. E, rămânem noi ca bărbați aici. Smash? Ăsta e rockerul meu, a zis că mă cinstește cu o bere când trece prin București, vezi? Că nu te-am uitat, vin după tine, după berea aia mai ales. E ultima persoană. Și ultimul concurent, despre care am o poveste amuzantă și probabil nu o să o pun în clip, că te oripilează. Deci ca idee, când era mai mic, îl învățam să... Ok, nici asta nu pun în clip. Ca să nu-i consumăm bateria la mașină și... Dacă vreți, dau bateria mea externă, sigur îți încarcă mașina. Nu e electrică, dar are multe luminițe. Cam ăsta a fost clipul, aveți TikTok-ul și Instagram și probabil își dă drumul și ea la canalul personal. O să fie sau de business? Business. O să-i las și canalul de YouTube, că sigur nu... Cum se facă... Efectiv, business, nu bani, cum e educația financiară, ci mai mult business în sensul de cum să poată să-și creeze cât mai multe concepte, să le poată vândă, să le vândă, știi? Dar nu o să fac contracost sau alte nebuni, știi că erau fraierii aia care făceau contracost cursurile, știi? A, noua șmecherie, cum să faci bani. Dar nu fac, efectiv, eu fac doar demersul pe care l-am avut eu și corupția pe care am tot trăit-o toată viața mea. Adică o să faci un canal educațional, am înțeles. Vezi? De-asta ziceam eu că este super ciudat acum cu entertainment și cu educațional. Păi las că merge, că știi, tu nu te... Acum nu vânezi doar public de pe care caută educație, tu atragi și din alte zone, că poate convii să urmărească și genul ăsta de conținut. De exemplu, G2-a care sunt cu jocuri, l-au sponsorizat și pe Zaifet, care n-are treabă cu jocurile. Bine. Vezi ca să atragă oameni și din alte cercuri. Ai înțeles acum? Deci da, aveți linkurile ei pe undeva pe lângă capul meu, ea nu se mai vede acolo, s-a ascuns undeva, mai ești pe aici? Nu mai vreau să aud. Da, sper că o să iasă ceva din clipul ăsta și da, sunt pe interes care mulți urmăritori, mai fac colaborări cu ea. Review la mașină săptămâna viitoare? Poate, ne mai gândim. Hai, dăm drumul la review-uri auto, cine e din București și are mașină, poate fac vreun review. Da.